Hei, salutare toată lumea și bine ați fraților la un episod de SAMP. Da, mi-am băgat din nou Windows, frate, mi-am băgat Windows 8.1 Pro pentru că ăla este cam în mijloc, adică este între Windows 7 și 10. În Battlefield 1 chiar am văzut că merge mai bine 8.1, dar în SAMP merge ca la fel ca pe 10, cam prostut, adică nu se duce jocul niciodată în 101 FPS-uri, stă în 90, scade în 80, orice moduri ai avea și fără moduri, tot în 90, scade în 80, deci merge ca pe Windows 10 SAMP-ul, dar faza este că poți să-ți bagi orice moduri vrei tu cu ENB, fără ENB, cum vrei tu, frate, poți să ți le pui pe Windows 7, pe Windows 8.1, ceea ce super șmecher. Și da, mi-am băgat pentru că am auzit că merge mult mai bine și pentru mine chiar merge mult mai bine. Să vă arăt ceva un pic, oprim aici, ok. Task Manager, deci Monitor Capture, așa, deci aici la Performance. Deci în momentul ăsta îmi consumă doar 2,8 giga de RAM din 16, da? Deci gândiți-vă, doar 2,8 din 16, da, și am și SAMP-ul deschis, filmez toate chestiile și Steam-ul și toate alea. Dacă închid, tot îmi folosește doar 1 GB de RAM, frate. Ceea ce e super OP, deci Windows 8.1, frate, e super, super optimizat, frate, și folosește foarte puține resurse, ceea ce îmi place, chiar dacă expiră suportul, adică că băieții de la Microsoft nu o să mai ofere suport la Windows 7 și 8 din 2020, dar totuși 2020. Până în 2020 o să-mi iau și PC mai bun, o să-mi iau de toate, frate, și o să am Windows, cel mai nou Windows, deci nu contează chestia asta, dar eu deocamdată caut ce-i optimiza mai bine chestii de genul, pentru că, na, pui mei, vreau să mă bucur de toată performanța calculatorului, că așa m-aș putea duce pe 10 să mă joc CS cu 100 de FPS-uri în minus față de 7, știi ce zic? Deci, na, pui mei. Ia uite-l, mă, cum vine, mă, bulangiu, vrea să se bage, vine, mă, bulangiu ăla. Da, deci, după cum ai zis, o să, bă, n-am mai avut error-uri în ultimele zile când vă hai să bag și timestamp-ul, o să iau rank 3 într-o săptămână, nici nu știu când. Da, oare se întreabă băiții, băi, dar de ce filmează, măi, Raul la ora 5 dimineața? Da, n-am dormit toată noaptea, nu o să mă mai colc la ora 8, mă duc să-mi iau pizza, adică de obicei mă duc să-mi iau pizza de la Lidl, pizza de aia congelată e super bună, știu că e congelată, nu e așa de bună, gen sănătoasă chestii, dar e bună ca gust, îmi place și ce să faci, cine ai ce să faci, se mai îngrașă Raul, mai bagă în el ca porcul. What the fuck? Da, by the way, am terminat și-o quest-ul, adică l-am terminat acum 2 zile chiar, da, ok, am luat tampa. Cred că o să tun. Hai să tunăm tampa. Mă duc să tunez tampa în episodul ăsta. Chiar ar fi spre șmecher tunăm tampa. Oh, da. Ce șmecher ar fi. Nu mi vine să cred. Dar mergem să ne luăm tampa. Ia uite-l. Ah, stai că aici e zona aia de nu poți. Da, sunt 200 de playeri la ora 5. Adică, what the fuck? Cine dracu joacă la ora 5? Să fim serioși, băieți. Ok, vă. Tampa, loc parcare. Ah, nu putem. Ok. Bam. Tampa, loc parcare. Localizează. Ok. Hai să mergem, avem mapă pe mână, avem de toate. Da, mapa pe mână, adică chestia aia verde care spune arată drumul, te face să ocolești aiurea. Câte ore am chiar? Vreau să văd câte ore am. O, 5, 4, 3,5 ore și level 33. OMG, nu vine să cred. Da, levelul ăla l-am făcut din bonusul de ore jucate. Adică zilele astea, dacă jucai 9 ore, adică 540 de minute, și cred că și acum mai e valabil. Uite, 185 din 540 de minute am jucate. Deci, dacă mai joc încă câte, nu știu, pentru bonusul de mâine, îmi zice, mă rog. Deci eu practic ca să mai avem un admin online. Admins report. Când se termină chestia asta cu stage level up. Da, băieți. Deci vreau să vă zic că da, am făcut câte nivele? 5-6 nivele cel puțin din chestia asta cu level up, pentru că am început să mă joc mult mai mult în vacanță, având în vedere că s-a băgat chestia. Adică eu sunt nebun după level, vreau să fac level cât mai mare posibil, deci n-aveți idee ce planuri am eu pe serverul ăsta, ore, level, chestii, avere, chiar uite am, chiar hai să depozităm banii ăștia în bancă, că nu vreau să-i țin așa, stai, că nici nu știu exact, deja e kill CP GPS, că nu știu exact unde e banca lăsă. Adică știu că e pe acolo, pe lângă unde duci peștele, pe Bizon, unde îl duci la magazinul ăla, dar nu știu exact unde este. Și nu vreau să mă încorc. A, încolo, uite, mă duceam încolo, drecu. Da, e aici. Vezi? Asta e bine, frate, să te joci GPS, că de-aia l-au băgat băieții pe server. Nu contează că joci nu știu cât timp, să am, știi? Trebuie să te ghidezi, frate.
Că eu, v-am zis, mă, sunt foarte obișnuit cu Bagheadu. Adică am fost în taxi pe Bagheadu cel mai mult. Ați văzut că am filmat pe Bagheadu în taxi pe contul abonatului, n-am greșit nimica. Pentru că pe Bagheadu știu locațiile perfect. Pe Bizon n-am fost niciodată în taxi. Adică am fost, dar pe conturi așa, gen de-astea, luate de la abonați, chestii, știi? N-am fost niciodată pe contul meu să fiu eu, să fiu 50-60 de zile în taxi să mă obișnuiesc, știi ce zic? Deci de-aia n-am avut timp să mă obișnuiesc. Depozit, cât am? 39.000. Depozit 25.000, frate. Stați. 522.000 am. Mi se pare avere ok, adică bani de buzunar, nu-i avere, că avere am aici, am avere, am casă. Aia e averea. Așa, bănuții așa de buzunar, de drugs, de chestii, pentru că, uite, am zero drugs. Bine, am dependență asta la asta, aparent, dar nu-i baie. Da, îmi scade 30 HP din cauza asta, câteodată, dar nu-i baie, încă o dată. Slash, vă stai chiar. Vedeți, luăm tampa. Ok, deci, că nu să mai filmez episoade în seara asta, nu știu, am așa un chef în mine să filmez multe episoade în seara asta, plus că v-am promis că o să postez zilnic din nou în timpul școlii. Cred că o să pot să postez zilnic în timpul școlii, pentru că pot să-mi iau 15 minute din timpul meu liber și din timp ce învăț și chestii genul să filmez, dar eu dacă nu o să postez o zi, nu vă îngrijorați, ok? Mamă, și abia aștept, deci vara viitoare o să fie vara canalului meu, frate, vara canalului meu, că nu o să mai am atâta treabă. Deci nici la școală nu o să mai am atâta treabă. Bine, nici acum nu am, dar zic așa ca idee. Deci vara viitoare mă mut la casă. Deci gândiți-vă la live-uri. Așa, gen, o să mă mut, o să fie o casă cu etaj. Așa vreau eu cel puțin. Până acum am văzut câteva case care sunt frumoase, care chestii. Deci o să fac live-uri. Mamă, mamă, de-abia aștept. Mamă, și o să, deci o să-mi iau, nu știu, o să încerc să mai strâng bani. Adică deocamdată am mulți bani strânși. Dar așa sunt pentru viitorul PC, frate. Adică nu, bine, nu mulți, n-am așa de mulți. Dar zic așa sunt pentru viitorul PC. Și... Mamă, ne mutăm acolo, frate, facem live-uri ca lumea. Deci așteptați încă un an și facem live-uri ca lumea. Fiecare zi câte 12 ore, frate. Ok, merge să tunăm tampau, pentru că e o mașină super șmecheră, aparent. Există mod shop în LV, stai. Există mod shop în LV, nu cred, să văd, car mod shop. Cred că e doar lăsă. Dar nici în lăsă nu prea văd. What the fuck? Ok, aparent nu găsesc. Dar nu este... Ok, am pornit... A, așa schimb radioul. Vai, ce șmecher! Stai, trebuia să dau și slash. Ai, turn off. Așa, trebuia să dau și slash. Bă, o secundă. Cumpăr Infernus Dice-ul 100K. Ei, băieții pariori, nu sunt eu cu Dice-ul. Nu prea îmi place mie Dice-ul, că pierd tot timpul. Ok, slash și el. Da. V-am făcut turul la HQ deja, adică în primul episod în care am intrat în mafie, v-am făcut turul HQ-ului, ceea ce e... Adică HQ-ul e super ok, îmi place HQ. Adică cred că HQ-ul ăsta e la toate mafiile, dar nu contează mie, tot îmi place, ok? Da, deci v-am zis, nu am un... Mi-a trecut o mașină prin fața blocului. Nu am un obiectiv setat cât o să stau în facțiunea asta. Nu știu, probabil 100 de zile, 70 de zile, nu știu, oricum vreau să stau în facțiunea asta cât n-am mai stat în nicio facțiune de pe contul ăsta. Maximum, într-o facțiune pe contul ăsta am stat 80 de zile sau nu știu cât am stat, 70, nu mai știu exact cât am stat în SEI. Ei bine, în facțiunea asta vreau să stau măcar 80 de zile, 70, ceea ce înseamnă că dacă acum am 24 de zile, mai trebuie să stau încă 60 ceva de zile, poate chiar mai mult. Adică dacă mie îmi permite timpul, eu nu am să ies din această facțiune, pentru că e o facțiune super frumoasă. Adică o mafie super frumoasă, dar nu știu cum îmi permite timpul. Slash top, n-avem niciun turf, că avem o mafie de nubi și stați liniștiți că o să bage anticitul și o să aibă rifa maxim 10-15 târfuri. Pentru că băieții sunt codați, frate. A mers la ori rupea unul târf, ăsta rupea târful, auzi la mine, rupea TP-ul. Deci, nu știu, frate, asta e părerea mea. Uite, puteam să dăm damă, dar cred că Green Street asta e târf. Green Street-ul e, da, e în lăsă, drec. Noi dăm atac pe mafii din LV, nu prea dăm... Uite, pe Red Dragon Triad am putea să dăm. A, ba nu, stai că și ei au zero târfuri, nebun. Unde am putea să dăm? Nu știu unde am putea să mai dăm. Habar nu am unde am putea să mai dăm atac. Faza e că znabi. Nu știu, m-aș fi dus în Rifa, dar Rifa v-am zis, rupă ea codul. Eu nu sunt pe ea de la cucu dezbeat vinuț. Da.
Adică, nu știu, asta, adică nu toți, dar majoritatea rup codul, frate. Băieți iau cituri de alea de 5 euro și se laudă mari șmecheri că ei sunt băieți șmecheri, știi, dar ei, în puii mei, Alliance Turfest, Alliance Turfest, Turf, Owned by this Rafael, că și dă țar brava, lol. Stai și noi bun de ceva. Și acum să zic că aia, de fapt e ceva de căcat, ceva cel mai slab. Dar nu cred, mă, că e și Rifa acolo. Reportul tot. Pentru ce am dat, mă, report? Nici mai știu pentru ce am dat report. Ah, ok. Nici mai știu pentru ce am dat report. Mamă, dar am și o memorie foarte lungă. Da, deci turăm mașina asta și încheiem episodul. Yay! Da. O să mai filmez încă un episod, două. În seara asta, nu știu, pur și simplu mi-a venit cheful de filmat și știți că mie când vine cheful de filmat, filmez în continuu și dezbat subiecte și chestii de genul. Bat subiectele așa, bam, bam, le bat. Ce? S-a auzit? O porni clima singură. What the fuck, man? Hey, what the fuck is wrong with you, man? Da, vreau să fac și un daily vlog, dar nu mai am baterie la cameră și am zis că nu mai fac daily vlog. Dar n-am chef să par încărca chestii. Nu, 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 nu. Aici fac bani și în Himalaya. Ok. Ei, nitro. Nu, ei. Care să-l fac? Ăsta zici că e dat cu folie de carbon, deci de o taivant. Nitro, cât e nitro? 72, 10x nitro, perfect! Spoiler, roof, chiar vreau roof, nu merge? Stau mortu că... Wow! Care? Astea, 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 da, astea, frate. 100, 216 totalul. 2. Hood. Asta. Hidraulics, nu vreau. Vents, what the fuck? Oh, asta. Astea putrate așa. Paint jobs. Ok, n-are paint job mă, mașina asta. Exhaust, ce? A, astea nu am nevoie. Known. No. Hood. Asta nu mă așa la nimic. Color. That's what I want, boy. That's what I want, boy. Nu, invers aș vrea. Sau așa. Ba, așa arată și mie. Cred că 3-3. Bă, stați un pic. Mă așa un pic, frate. De mă, frate, mi-e așa un pic, frate. Unde e așa un albastru închis? Așa, color 1. Nu. Color 2. Care e color 2? Ala e color 2, ok. Aș vrea un roșu și color 1. De fapt, culorile sunt temporare. Hei. Bai, cât 331. Bai. Yes, ia uite-l, mă. Ce avem, mă, băieți aici? Stai așa, slash car color. Nici lângă locația car color. Hai să mergem lângă locația car color, că... Aș vrea să-mi pun, da, stumpi. Adică nu că sărăcii, dar tu știți, nu știu de ce. Aș vrea să-mi pun niște culori șmechere pe mașina asta. Adică alea ce sunt temporare. Adică știam că sunt temporare, dar mă rog, am uitat. Ok, am crezut că mi s-a blocat jocul. Adică, bine, chiar mi s-a blocat, dar am crezut că o să-mi dea crash. Nu știu din ce motiv, dar am crezut că o să-mi dea crash. Hai să văd ceva aici pe Steam. Oh, 2302 ore am pe Samp pe Steam. Very nice, very nice. I like this. Car color. Serios, avem contul blocat? Hei. Asta așa, bai color. Ce? O, respect. Mamă, uite cât de șmecher arată tampa aici, nebun. Mamă. Deci mașina asta o să fie mașina principală cu care o să mă plimb. Ești nebun, nici nu o să mai fie Infernus. Mă piși pe el Infernus, cu asta mă plimb, să-mi bat piciorul, frate. Deci uite cât de șmecher. Deci am făcut și o quest pentru prima dată, că știți că... Ah, stai să-ți dau get gift, get gift. Hai să mergem să-mi get gift. Eu nu prea fac quest-ul de obicei așa pe servere, știi? Nu prea îmi place. Nu știu dacă pot să dau să-i câte ori am... Ah, da, la 544, la 544 de ore cred că pot să mai dau get gift. Eu știu că am dat la 538 de ore. Dar nu cred că pot. O să încerc, dacă nu pot, se mai întâmplă și nenorocere de astea, că să fac. Ok, cât 210. Facem aproape 100. Ok, hai să vedem, te rog, please, please. Vreau să dau, please, pentru filmare, please. Oh my god. Yeah, sper să pot să dau, dar e ok dacă nu pot, se mai întâmplă. Hai frate, du-te, du-te repede, că nu mai am răbdare. Du-te! Te rog. Yes! Oh, 40 gold! Hai că e bine, frate, cât aveam? 440, am 480 gold. Hai că e bine, frate! Ho-ho! Slash shop. Am și nume de titlu. Ce pot să-mi iau?
O lună, mamă, ești nebun, sau 108 cash money, dar nu o să-mi iau chestia asta, nu o să-mi iau cash money. Nu-mi iau nimic, ca gold-ul păstrez, pentru că momentan n-am nevoie de nimic, când o să mai fac bani și o să vreau să-mi iau o mașină premium, atunci vreau să-mi iau cont premium, știi? Deci, când o să vreau să-mi iau o mașină premium, pot să păstrez gold-ul, gen, n-am nevoie de gold momentan. Probabil când o să fie să-mi iau o mașină premium ceva, adică o să vreau să-mi iau un bullet, să vând o mașină, probabil o să vând LG-ul, că am numai, gen, am numai mașini, ok? Am NRG, LG, Infernus, Tampa, o să vând ori LG-ul, Tampa o n-aș vrea, că Tampa o arată șmecher, știi? Probabil o să-mi vând Tampa o, nu de alta, sau o să-mi cumpăr un slot de mașină. Ia slash shop, cum poți să, cât costă un slot, sau nu poți, ba da, ce ești nickname, uite, poți să schimb numele. Să încerc în Raul 2K? Yeah. A văzut, nu mai este așa. Bă, bă. Hei, hei, hei. Dacă numele e deja luat la change nickname, ce se întâmplă? Trebuie să văd. Dacă numele e luat la change nickname, ce se întâmplă? Bzon. Așa e. Hai mă să-mi cumpăr, Drake. Mi s-a blocat tot jocul, să moară familia mea. Băieți, eu o să vă las în episodul următor, vedem dacă am reușit să schimb numele sau nu. Salut!